Emisiunea de astăzi o dedicăm neamului mobileștilor, boieri și domnitori de seamă, înrudiți cu familia lui Ștefan cel Mare. Neamul mobileștilor a dăruit omenirii doi mitropoliți, unul al Moldovei și celălalt al Chievului. Cel de pe urmă, Petru Movilă, a fost și cel care a deschis prima Academie de Studii din Estul Europei. Invitatul emisiunii de astăzi este părintele doctor în istoria artei, Gabriel Herea. Naosul bisericii de la Sucevița, un loc în care istoria știe să încheie apoteotic o tradiție și un șir de biserici introduse în lista patrimoniului mondial UNESCO. Este ultima biserică ctitorită de movilești, construită și pictată în stilul bisericilor ștefaniene. Îl avem invitat în emisiunea de astăzi pe părintele doctor în istoria artei, Gabriel Herea. Bine v-am găsit! Adică bine ați venit în Bucovina, în fapt. E o mare bucurie să ne revedem la Sucevița, cum se zice, cununa de aur al bisericilor pictate din nordul Moldovei. Familia Movilă a lăsat moștenire această biserică din cadrul unei mănăstiri ca un tezaur neprețuit, purtând mesaje ascunse și arătând bucuria și măreția moștenirii ștefaniene. Da, e drept, dar trebuie să subliniem și sunt dator să spun că, în fapt, ei nu au ascuns nimic. Pentru noi astăzi sunt mesaje care s-au ascuns. S-au ascuns datorită uitării. Uitarea, specific omenească, din diferite motive care au trecut peste aceste pământuri, a dus la ascunderea unor înțelesuri despre motivul și motivele pentru care au zidit și au pictat așa. Și dacă suntem aici în Naos și dacă suntem efectiv față în față, poziționați către peretele de vest al Naosului, e musai să vorbim despre cum familia Movilă și societatea fondatoare din jurul ei au rânduit să transmită un mesaj despre orânduirea societății creștine. Pe peretele de vest, în partea de sud, avem reprezentată scena în care domnitorul Ieremia Movilă dăruiește Mântuitorului biserica în mănăstirii Sucevița, biserica cu hramul Învierii Domnului. Așa este. Dar nu e suficient să privim într-acolo. Trebuie să privim și spre peretele de nord. Pentru că, pandant, pe partea de nord, avem o scenă pe care o numim Sfânta Liturghie. O scenă în care fratele voievodului moldav, Gheorghe Movilă, pictat în rugăciune, pictat cu toate simbolurile patriarhale, și când spun lucrul acesta, o spun cu toată responsabilitatea, pentru că în acel moment, mitra nu era folosită decât de patriarhi. Nu trecuse încă la mitropoliți sau la episcopi. Iar mitra, care este pictată pe capul Sfântului Gheorghe Movilă, îndrăznesc să spun, reprezintă imperialitatea bizantină. Acea imperialitate care avea misiunea și are misiunea de a ordona, de a echilibra economia societății creștine în jurul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Până la căderea Constantinopolului, toată lumea știa cine e împăratul. Sigur că vlahii și slavii din Balcani au avut un împărat al lor la Târnovo, care a fost vlah o perioadă mare de timp.
și apoi a fost slav și se raportau la el și la simbolurile din jurul Târnovo. Dar principial, tot împăratul bizantin e cel de la care pornise toate aceste învățături, ideologii, dacă vreți, care se îngemănau cu teologia, că erau ideologii politice care se îngemănau cu teologia și aveau rolul de a construi o țară, de a construi un stat ordonat. Gheorghe Movilă este îmbrăcat în haine bizantine în această scenă. Sunt hainele imperiale bizantine, este sacosul, sacos cu crucea înscrisă în cerc, dedicat în iconografie împăratului și patriarhilor de Constantinopol, de Alexandria, de Roma, patriarhului de la Roma, adică papei, din perioada ecumenică. Ei bine, mitra de pe cap, care e asociată acestui sacos, arată deplinătatea simbolurilor imperiale care fuseseră preluate, iată, la acea vreme în Moldova. Așa cum Moise și Aron, în Vechiul Testament, coordonaseră și construiseră rânduiala în poporul iudeu, profetul conducător politic și arhiereul conducător liturgic. Moise și Aron, care au un program iconografic dăruit în încăperea anterioară, în gropnița de la Sucevița, special ca pregătirea ceea ce vedem aici în Naos. Așa cum Moise și Aron corânduiseră poporul iudeu, la fel Ieremia Movilă și Gheorghe Movilă funcționau în societatea moldovenească de atunci, astfel încât rânduiala statului în jurul Mântuitorului Hristos să fie într-o armonie, într-o simfonie bizantină, cum s-ar spune. Și iată că l-avem pe Ieremia Movilă în postura unui ritual imperial bizantin. Pentru că Ieremia Movilă este pictat cu o cruce în mână și cu o pânză, iar în pânza aia era o bucată de pământ negru. De ce? Pentru că în Imperiul Bizantin, în noaptea învierii, deci hramul bisericii de la Sucevița e hramul învierii, și în noaptea învierii împăratul mergea în capela unde era îmbrăcat cu toate hainele imperiale și acolo îi se punea în mână o cruce și o bucată de pământ înfășurată în pânză. Pământul simboliza moartea. Că noi suntem pământ și în pământ ne vom întoarce. Moartea asta, materială, fizică. Și suntem în noaptea învierii. Și el purta în mână bulgărele de pământ și crucea jertfei lui Hristos și pornea într-un ritual de procesiune prin palatul imperial, care era așa un larg spațiu de pelerinaj, în căutarea spre lumina învierii lui Hristos. Moartea și învierea alături de Hristos era mărturisită ritualic. Adică ceea ce cântăm în noaptea de înviere, ieri m-am îngropat împreună cu tine. Iată, era pus în forma pământului, că mă îngrop împreună cu Hristos. Și astăzi înviez împreună cu tine, este crucea care va străluci în lumină, odată ce îi se va alătura lumânarea aprinsă. Și de asta preoții noștri în noaptea de înviere și apoi în perioada pascală întotdeauna vor binecuvânta cu lumânarea și cu crucea, pentru că din jertfa lui Hristos, din moartea sa, se naște învierea sa și ele vin ca o binecuvântare către popor. Ori iată că împăratul și de data asta Ieremia Movilă e împăratul pentru cei care erau aici, e pictat într-un asemenea ritual. De ce poartă o coroană occidentală? Poartă o coroană occidentală. Nu poartă o coroană, o mitră. Nu poartă o mitră imperială. Da, e o bună întrebare. E o coroană de călătorie. Avem, de exemplu, la Sandomierz în Polonia, descoperit în mormântul lui Cazimir cel Mare, o asemenea coroană, sigur că nu așa de stilizată ca asta a movileșilor, dar vorbim de coroana cu fleuronii care se deschid în lateral. Și e considerată o coroană de călătorie. Când regele călătorea prin țară, putea să poartă acea coroană pe cap și era vizibil că e regele în suita respectivă. Țarii noștri ai românilor nu au purtat mitra imperială bizantină.
Țarii românilor de la Târnovo și a bulgarilor apoi au purtat mitra imperială bizantină, care este această coroană centripetă, care o poartă astăzi episcopii. Ei bine, acea coroană imperială bizantină o poartă Gheorghe Movilă. Nu o poartă Ieremia Movilă, ci o poartă Gheorghe Movilă. A fost tot mitropolitul. Deci, prin urmare, chiar dacă în documente Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Lăpușneanu, Alexandru, poartă numele de țari. Poartă numele de țari și foarte des apare numele de țar, ei nu sunt reprezentați niciodată că ar fi purtat vreodată o coroană centripedă. Coroana mitră translas în acea perioadă, deja transla din lumea politică în lumea bisericească. Deci în momentul în care împăratul de Constantinopol nu și-a mai putut împlini funcțiunea sa ritualică în interiorul comunității creștine, patriarhii, mai întâi mitropolitul de Tesalonic, dar apoi patriarhul de Constantinopol, etnarhul Scolaris, au preluat mitra imperială bizantină, au preluat hlamida imperială, și aici nu vorbim despre sacos, ci vorbim despre hlamida imperială, acel veșmânt cu care episcopii noștri se înveșmântează atunci când se apropie de biserică, dar pe care îl eliberează, îl dau jos când se îmbracă în hainele ritualice, în sacos. Prelând mitra și hlamida, episcopii noștri, la început patriarhii, apoi mitropoliții și până la urmă fiecare episcop, au devenit tezaure funcționale ale imperialității. Deci, funcțiunea imperială în biserica noastră, în societatea noastră, este păstrată de episcopi. Și iată că, la nivelul anului 1600, când se picta Sucevița și chiar mai devreme, țarii Moldovei nu lasă, deci în latura bisericească, această coroană imperială centripedă și folosesc coroana desfăcută, care este și aceasta, vorbește despre puterea care se răspândește și care vine de la Dumnezeu și care mai vorbește despre ceva, îl transformă pe acest rege care poartă o coroană cu raze, îl transformă într-un personaj care în funcțiunea sa reflectă lumina lui Dumnezeu, reflectă darul lui Dumnezeu către societatea în mijlocul căreia e pus pentru a ordona. De unde scena închiderii timpurilor? La Voronezi, de exemplu, este pictată la judecata de apoi. Ce se întâmplă aici, pe peretele de nord-vest al Naosului? Timpul este o realitate foarte importantă a vieții noastre pământești. Timpul și spațiul sunt cele două dimensiuni în care ne naștem pe acest pământ, trăim și depășim aceste două dimensiuni atunci când trecem dincolo. Sensul vieții noastre pe pământ e de a ne educa, de a ne pregăti sufletul. Pentru ce? Pentru a depăși timpul și spațiul. Bun, Dumnezeu, în marea sa milostivire, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin darurile sale, au făcut rânduială de așa natură, încât noi astăzi pe pământ deținem sfinte taine prin care închidem timpul material pentru a deschide porțile cerului, pentru a crea o comuniune dintre cer și pământ, astfel încât noi încă aici de pe pământ să pregustăm împărăția cerurilor. Și găsim des această noțiune în predicile părinților noștri, în toate bisericile ortodoxe, despre pregustarea împărăției cerurilor. Adică noi aici de pe pământ ajungem să trăim experiența pe care o trăiesc strămoșii și îngerii în jurul Mântuitorului Hristos. În mod deplin, această experiență se trăiește prin Sfânta Liturghie. Într-un spațiu consacrat al naos altarului, un spațiu care e construit și pictat ca o poartă a cerului, se produce acest fenomen, că e un fenomen, e un eveniment în care timpul se închide și când începe liturghia, diaconul spune: vreme este să slujim Domnului. Deci e vorba de acea vreme. Exact!
Diaconul pomenește timpul, așa începe liturghia. Adică înainte de binecuvântare și de tot. Vremea să ne transportăm într-un alt spațiu. Într-un alt timp. Unde spațiul și timpul nu mai au măsură. Iar atunci când se pomenește în liturghie ictenia și spune iară și iară cu pace, iară și iară, este despre același lucru. Este despre faptul că nu vorbim despre iară, nu. Vorbim despre iară și iară, vorbim despre o altă calitate a timpului. E calitatea timpului angelic, calitatea timpului strămoșilor, calitatea timpului pe care o să-l trăim noi atunci când o să trecem dincolo. Termenii folosiți sunt eon, kairos și timp eschatologic. Termenii tehnici în teologie și în filozofie, chiar că, mă rog, ele se îngemânează. Aici avem scena Sfintei Liturghii. Gheorghe Movilă slujește Sfânta Liturghie. Dacă Ieremia Movilă e pus în poziția de funcțiune politică, militară, administrativă, Gheorghe Movilă este pus în genunchi în funcțiunea sa intimă. El e împăratul, dar de data asta împărăția e mult mai spirituală decât putuse să fie într-un Bizanț politic efervescent și puternic politic. Acum Moldova nu era Bizanțul. Și ca să vedem că de fapt și drept domnii noștri nu sunt niște orgolioși și niște mândri. Nu, ei sunt conștienți. Ieremia Movilă era nobil polon, guvernator polon și guvernator otoman în același timp. Și câteodată și refugiat fugărit de Mihai Viteazul. Deci el din punct de vedere a dreptului internațional nu era nici pe departe împărat sau rege. Dar din punct de vedere simbolic, din punct de vedere ritualic, funcțiunea sa, îngemănată cu funcțiunea mitropolitului care tezaurizează simbolul imperial, iată că reușește să construiască o societate care dăruiește. Păi când a construit o societate care dăruiește, că ne aflăm într-un asemenea dar, dăruiește peste secole, da? Dacă a reușit să construiască o societate de genul ăsta, păi iată, ne translăm exact ca în vremea lui Ștefan cel Mare și discutăm despre aceleași fenomene sociale. Un principe care reușește să construiască o societate care e suficient de culturalizată, ajunge deci să depășească niște trepte în condiții vitrege, mult mai vitrege acum decât în vremea lui Ștefan, când puterea politică era totuși în mâna țarului, așa, și reușește să se dăruiască pe sine pentru oamenii de atunci și pentru generațiile care vor urma, adică pentru noi, cei de astăzi. Și nu numai asta, au dăruit doi mitropoliți. Familia Movileștilor a dăruit un mitropolit al Moldovei, Gheorghe Movilă, și Petru Movil al Kievului. Deci, e o familie care a contribuit cu mult la luminarea Europei de Est și Petru Movilă este cel care întemeiază prima Academie de Studii în Estul Europei. Deci eu spun așa mereu. Noi nu suntem încă conștienți și nu am valorificat suficient în istoria noastră românească la nivel de popularizare. Sigur că istoricii știu, profesioniști, dar la nivel de popularizare, noi românii nu știm și nu suntem destul de conștienți ce efect a avut asupra spațiului nord și est, nord-carpatic și est-nistrean, de la est de Nistru. Colonizarea acelor populații cu români încă din secolul al XIV-lea. Vlahi mulți au mers în diferite etape, în spații care acum sunt în Polonia sau în Ucraina, pentru că Petru Movilă, când a ajuns mitropolit la Kiev, a ajuns mitropolit la Kiev nu din exteriorul societății chievene, ci din interiorul societății polono-lituano-ucrainiene, în care exista un element vlah foarte puternic și în care dorința de a salva ortodoxia atunci, în momente de cumpănă, să spunem așa, pentru oamenii care trăiau aici, ei bine, dorința aceasta s-a materializat printr-o putere pe care vlahii care păstrau o anumită tradiție în spațiile astea au ajuns împreună cu cazacii, care mulți dintre cazacii erau și ei vlahi, au ajuns să pună pe scaunul de la Kiev un om din familia Movilă care este capabil să renască Kievul. Kievul a dispărut odată cu invazia tătară de pe harta istoriei și a reapărut odată cu Petru Movilă. Petru Movilă, care a făcut studii și la Paris și la Amsterdam, venind cu o minte luminată, un om al renașterii prin excelență și a dat un suflu nou acestui. E o stare mândru de felul cum ucrainienii îl respectă pe acest om.
Deci, Universitatea de Stat din Kiev e mohilă. În Kiev, pe toate clădirile care au avut cândva o fundație de desubt, o casă în care Petru Movilă a făcut ceva, apare un bazorelief cu Petru Movilă. În Kiev există inclusiv un copac al lui Petru Mohilă, care se consideră că, sigur, e fiul copacului Piotr care Maghilă. Mohilă, da, Maghilă, exact, a stat acolo cândva sub copacul ăla. E un cult al lui Petru Mohilă, pentru că Petru Mohilă efectiv a regenerat Kievul. Era în ruină, dar sunt litografiile care arată cum arăta Sfânta Sofia, cum arăta Sfântul Mihail înainte de Petru Movilă sau Lavra. Deci erau efectiv niște construcții mari în care se făceau târguri în interior. Ele nu mai erau acoperite, nu mai erau nimic, se duceau cu cai, cu vite și se făceau în spațiile alea târguri. El a venit și le-a restaurat, sigur, cu concursul nobilimii favorabile creștinismului ortodox și întăririi lui în acea perioadă. Și atunci au apărut și mărturisirile de credință și Moldova lui Vasile Lupu de data asta, că Petru Movilă e pe o altă generație decât ce avem aici. Deci Ieremia Movilă și Gheorghe Movilă sunt, să spunem, generația părinților, da, a lui Petru Movilă, care se naște în această familie, dar pune dar peste dar și ajunge într-adevăr să influențeze o arie foarte, foarte mare, în care cuprindea și Moldova. Tipăriturile și toate au fost gândite în comun, Moldova și Polonia și Ucraina. Iar școala lui Movilă, școala de la Kiev a lui Petru Movilă, produce înalți învățați care au mers să educe familia regală a Rusiei. Sora mai mare a lui Petru cel Mare și-a adus din școala kieviană teologi, savanți pentru a-și educa copiii. Da, dar mai spun un lucru. Deci, studiul tipăriturilor din perioada lui Petru Movilă, studiu făcut de savanții poloni în primul rând, spune așa: în timpul acela, în Ucraina și în Polonia, cultul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și cultul cuvioasei Parascheva erau la fel de importante ca în Moldova. Pentru că toate acele tipărituri, toată acea școală au unificat simbolic tot acest spațiu și e mult de vorbit despre dragostea pentru Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, care încă se păstrează acolo unde Petru Movilă a păstorit. Și aici trebuie să punctăm un alt monument aflat pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. E vorba de Biserica Mitropoliei aflate în curtea Universității din Cernăuți. E vorba de biserica cu hramul Ioan cel Nou de la Suceava, construită pe vremea Imperiului Austro-Ungar. De către românii. De către românii de acolo. Da. Și pomenită de fiecare dată când e vorba de o conferință a patrimoniului de pe vremea Austro-Ungariei, patrimoniului care vorbește despre sfinți militari. Ioan cel Nou de la Suceava a fost prezent în toate expozițiile europene organizate de Volksmuseum de la Viena, semn că mobileștii încă o dată au reconfirmat această regulă de continuitate în timp, amprenta lor a funcționat în timp vreme până multă în secolul XIX și până în zilele noastre. Dar a fost un mare succes ca să fie înscris un sit construit la sfârșitul secolului XIX în UNESCO. Să înscrie un sit nou efectiv în UNESCO e un mare succes al poporului ucrainean și român. Totodată. Sperăm ca în generațiile care vin să aprecieze moștenirea lăsată de această familie cu oameni importanți și minți luminate, cu cei întemeitori de academii în Estul Europei și să încercăm și noi să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor. Da. Aici încheie emisiunea mulțumindu-vă, Părinte, pentru minunatele cuvinte dedicate moștenirii moghilene, cum ar spune un ucrainean, și ne vedem curând tot în curtea Mănăstirii Sucevița. Să rămână! Doamne ajută! Amin!